Vom preda o figură de Rueda. Figura se cheamă Sombrero Man. Acum vom arăta figura pe bucățele. Prima oară avem un pas de coapea. 1, 2, 3, 5, 6, 7, un tep pe tipul 8. Când schimbăm priza, urmează un sombrero cu ambele mâini. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Aici vom face dilecheno. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Urmează, practic, sombrero doble, adică spate în spate. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Urmează un sombrero complicat. 1, 2, 3, 5, 6, 7 și paseala. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Sombrero. Vă mulțumim, la revedere! Vă mulțumim, vă așteptăm și data viitoare!